Stimați colegi, vă propun să începem. Grupurile politice întreb, mai sunt colegi care au anunțat că întârzie să-i mai așteptăm sau nu e cazul? Nu? Bun, atunci. Haideți să... Doamnelor și domnilor colegi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, prin dispoziția numărul 108, îmi cer dare, 1081 din 22 noiembrie 2023, am convocat Consiliul Județean în ședința ordinară de astăzi, 28 noiembrie, ora 11. Convocarea noastră s-a făcut în scris, prin mijloace electronice și telefonic. Ca de fiecare dată, vă propun să începem ședința de Consiliul Județean cu intonarea imnului național. Rog pe colegii mei să pregătească înregistrarea prezenței pentru această ședință, pentru a verifica îndeplinirea cvorumului necesar. Vă rugăm să vă înregistrați. Participanți la ședință, deci avem cvorumul necesar pentru a putea începe această ședință. Consultând înregistrarea despre care tocmai am vorbit, am constatat că din totalul celor 36 de membri în funcție care compun astăzi Consiliul Județean sunt prezenți 33, fiind asigurată prezența majorității Consiliului Județean în funcție, astfel că această ședință poate fi desfășurată legal. Înainte de a intra în ordinea de zi de astăzi, supun aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței din data de 31 octombrie 2023. Vă rugăm să votați. Da? Votul s-a încheiat. De voturi pentru, procesul verbal a fost aprobat. Cu privire la ordinea de zi de astăzi, în ceea ce privește proiectul ordinii de zi, în calitate de inițiator, retrag de pe proiectul ordinii de zi, proiectul de hotărâre aflat la punctul numărul 1. Totodată propun suplimentarea proiectului ordinii de zi cu două proiecte de hotărâre, respectiv 15A și 15B. Proiecte care v-au fost transmise tuturor pe e-mail. În acest sens, așa cum spuneam, supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu cele două puncte. Vă rugăm să votați.
Lipsește un vot. ...32 de voturi pentru. Suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată. Supun la vot proiectul ordinii de zi cu aceste modificări tocmai votate. Vă rugăm să votați. Eu n-am votat. Votul s-a încheiat. 32 de voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată. Am vrut să văd dacă funcționează corect. Deci am fost 32 de voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată. Stimați colegi, dacă sunt situații de conflicte de interese sau alte chestiuni pe care vreți să le aduceți la cunoștința plenului în acest moment, vă rog să o faceți. Vă rog. Violeta Mureșan, bună ziua. Nu particip la dezbatere și la vot la proiectul numărul 13. Da, mulțumesc, vă rog, dacă mai sunt intervenții. Domnul Cordiș, vă rog. La numărul 13. Iancu Gheorghe, nu particip la vot la proiectul numărul 13. Vă rog. Iuliu Stămarten sunt, nu particip la dezbateri și la vot la proiectul numărul 5 și 15B. Mulțumesc. Vă rog. Nici eu nu particip la dezbateri și la vot la proiectul numărul 5. Vă rog. Domnul Cordoș, vă rog. Nu particip la punctul 13, mulțumesc. Dacă mai sunt intervenții. Bun. Precizăm faptul că la proiectele de hotărâri la care s-au anunțat abțineri se va modifica cvorumul necesar pentru adoptarea acestor hotărâri. Cu privire la ordinea de zi, vă propun să trecem la dezbaterea punctelor, respectiv punctul 1 retras, punctul 2 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâri privind însușirea unei documentații cadastrale pe drumul județean 161D. Comisia numărul 4, aveți cuvântul? Comisia numărul 4 a zis favorabil. Mulțumesc. Mulțumesc. Dacă sunt intervenții sau discuții. Dacă nu, vă rog să pregătiți votul. Vă rog. Vă rog. Deci se ia pe bugățele, pentru că acolo există o parte care nu este practicabilă 161D și nu știu dacă despre aceea este vorba să fie acum cadastrată sau încă nu suntem atât de avansați. Nu știu dacă ne poate. N-am înțeles întrebarea. Este vorba despre însușirea unei documentații cadastrale pentru un anumit segment pe care eu acum nu-l pot identifica. De la kilometru 31.721 la kilometru 31.750. Da, deci o suprapunere de mică, însă vreau să întreb dacă este acum cadastrat tot drumul, pentru că el este destul de lung și are bucăți impracticabile, eu tot timpul vorbesc de acel drum, între Ceaba și Valea Ungurașului. Adică mă întrebam dacă restul drumului e cadastrat? Da. Cred că da. Alminter era prins în totalitate aici. Pentru că ar fi un lucru foarte bun, pentru că acolo s-ar impune un proiect pe fonduri europene. Doar că aici vizăm o suprapunere, nu altceva. Știu, numai așa, în context. Cred că e cadastrat. Dar verificăm. Dacă nu, mersi. Bun, dacă legat de proiect sunt intervenții. Dacă nu, atunci vă rog să pregătiți votul. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. 33 de voturi pentru. Proiectul a fost aprobat. Mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 3 privind acordarea unui mandat special reprezentantului județului Cluj în adunarea generală a acționarilor la compania de apă în vederea exercitării dreptului de acționar. Comisia numărul 4, aveți cuvântul? Comisia numărul 4 a fost favorabil. Mulțumesc. Mulțumesc. Dacă sunt discuții aici. Dacă nu, vă rog să pregătiți votul. Vă rugăm să votați.
Votul s-a încheiat. Trei de voturi pentru. Proiectul a fost aprobat. Mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 4 pentru apărarea indicatorilor tehnico-economice, obiectivul de investiții, instalații de semnalizare, avertizare, incendii cu detectoare, butoane manuale, sonerii și centrală automată de semnalizare, avertizare. Incendii la Complexul Servicii Comunitare destinat persoanelor adulte de la Câmpia Turzii. Comisia numărul 2, aveți cuvântul. Bună ziua, Comisia numărul 2, aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt intervenții, vă rog. Dacă nu, vă rog să pregătiți votul. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. De voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Mulțumesc, vreau să salut și prezența doamnei Molnar, doamnei director Molnar și a domnului director Neamțu, care sunt în sală. Mulțumim pentru prezență. Mergem mai departe, proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre pentru 5, zic bine, nu? Da. Pentru modificarea hotărârii Consiliului Țean numărul 139 din 2021 privind reorganizarea DGASPC. Precum și aprobarea organigramei statului de funcții și a regulamentului de organizare. Comisia numărul 5, aveți cuvântul. Mulțumesc, Comisia 5, aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt intervenții, discuții. Dacă nu, vă rog să pregătiți votul. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. De voturi pentru, proiectul a fost aprobat, mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 6 pentru aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului extinderea modernizarea ambulatorului clinic de psihiatrie pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii și a cheltuielilor legate de acest proiect. Comisia numărul 2, aveți cuvântul. Aviz favorabil, domn președinte. Dacă sunt intervenții, vă rog. Elena Musca. Vă rog, aveți cuvântul. În legătură cu proiectul ăsta și următoarele trei care urmează, pentru că adresează de fapt același obiect, prelungirea unor proiecte finanțate din fonduri europene, aș dori să vă întreb și dacă este doamna Rațiu sau cine poate răspunde, cum afectează aceste prelungiri absorpția fondurilor contractate? Pentru că până acum am, cel puțin în spațiu public, am vorbit foarte mult despre atragerea fondurilor europene, la care Consiliul Județean Cluj este campion, dar deja vedem că avem probleme în implementare, în întârzieri, proiecte nerealizate și aș vrea să știm cum afectează absorpția propriu-zis, deci partea de cheltuieli eligibile contractate și dacă ne așteptăm și la alte proiecte să fie încadrate ca nefinalizate și prelungite după decembrie 2023 sau chiar etapizate. Mulțumesc! O avem în sală, microfon avem pentru avem pe doamna director frumoasă, pregătită, bine și prezentă, care ne va răspunde punctual la întrebările dumneavoastră, ceea ce mă ajută și pe mine. Diana, te rog. Să înțeleg că celelalte proiecte care apăreau în
în anexa deciziei, în iulie, decizia Comitetului de Monitorizare a POR, apăream pe județul Cluj cu vreo 5 proiecte cu risc de întârziere. Și le-am rezolvat pe toate și sunt deci dintre ele doar două le avem acum, plus încă două. Deci celelalte trei sunt în regulă, era cu drumul Bistriței, mai aveam la traseul 5. Deci va veni unul pentru prelungire. Mulțumesc. Și când sunt terminate astea după grafic? Ca să rămân aici pe bandă să pot eu să știu. Sunt în mai, drumurile în august. Termenul este de finalizarea contractului de finanțare, nu al lucrărilor. Lucrările se termină mai repede. Când? Dar trece de proiect. Acesta, de exemplu. Bun, dacă mai sunt întrebări. Dacă nu, atunci vă rog să pregătiți votul, suntem la proiectul 6. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. 33 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat, mulțumesc. Proiectul de numărul 7, privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Inclusivă și a cheltuielilor legate de proiect, comisia numărul 2. Comisia numărul 2 acordă aviz favorabil. Mulțumesc, probabil că și la acesta s-a referit Diana atunci când a răspuns. Da, aici termenul, un proiect la care eu țin foarte tare să fie gata, ăsta când e ca și lucrări, când estimăm? În ianuarie, perfect. Bun. Asta e un proiect impresionant să vedeți când va fi gata. Această școală care e la fel ca orice școală cu specificul acesta din Europa, cu toate condițiile extraordinar, cu săl pentru părinții copiilor, pentru a-i putea însoți cu pentru terapie, săl speciale. O să vedeți, e impresionant această școală cu acest proiect și mă bucur că colegii mei au reușit să și câștigăm acești bani pentru el. Dacă mai sunt întrebări. Bun, dacă nu, vă rog să pregătiți votul. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. De voturi pentru, proiectul a fost aprobat, mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 30, numărul 8, scuzați-mă. 8? 8. Privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului modernizare și reabilitare a traseului județean 1, format din sectorul de drum DJ107L, DJ107M și DJ107N. Partea a traseului regional Transilvania de Nord și a cheltuielilor legate de acest proiect. Comisia numărul 2. Comisia numărul 2, aviz favorabil, domnul președinte. Mulțumesc. Dacă sunt intervenții. Da, Adela Dennis. Vă rog. Deci, cred că, în fapt, știm toți că ambele drumuri, deci acesta și următorul, pare pentru cetățeni un coșmar fără sfârșit. Acum, sigur că vom vota pentru finalizarea lucrărilor, însă, cumva, trebuie să transmitem mesajul că votul de astăzi nu înseamnă că mai durează încă un an nebunia care este pe aceste drumuri.
Am citit și argumentațiile pentru prelungire. Sunt niște probleme care practic sunt punctuale, însă drumul pe lungimea de 40 de kilometri, dacă ne referim la proiectul actual sau următorul, unde deja de 6 ani se lucrează, se oprește, iar se continuă, iar este foarte greu și cred că ar trebui toți să cădem de acord că trebuie să avem un alt mecanism de monitorizare a lucrărilor. Eu nu cunosc nicio țară în care să se lucreze cum se lucrează în România, cu toate problemele care, cu ghinionul ăsta care se adună numai la noi. Deci, în fapt, drumul acela este foarte greu de parcurs și aș vrea să ne spună, doamna directoare, când se finalizează, când se recepționează sau dacă se poate recepționa parțial, astfel încât să zicem, ok, podul nu știu care mai are încă nevoie de niște lucrări sau conductele sau așa mai departe, însă în rest trebuie să fie într-o formă sau alta practicabil de 6 luni, capacele până la... Iara, sunt descoperite 5 centimetri, este un slalom pe tot DG107M-ul, deci e o nebunie, eu nu știu unde se lucrează așa și de ce, și de ce permitem noi, bale, mai dăm acum încă o prelungire, adică nu știu ce înseamnă asta în mod concret. Da, când ați fost dumneavoastră pe drumul acesta? Deci eu merg destul de des pe acest drum și dacă mai văd capacele acelea... Nu. Da, restul ați văzut că dincolo de capace, ați văzut că e aproape gata drumul. Da, dar de ce durează stratul de uzură peste tot atât de mult? Adică nu-i normal, este din august sau din iulie chiar și suntem în decembrie. Eu nu înțeleg. Deci dacă sunt zone unde punctual nu se poate, ceea ce sunt, pentru că într-una cobor și urci de pe un strat pe altul, de ce nu se finalizează? Adică cât de mult ne putem amesteca noi să monitorizăm și să le spunem că nu se lucrează european în 2021 așa, în 2023, pardon, secolul 21. Deci este un mod de lucru defectuos pe care capacele nu putem să-l încurajăm. Nu există stratul de uzură, deci este un provizorat permanent care durează mult prea lung. Și acum, practic, noi mai acordăm un an de provizorat sau nu. Ar trebui cumva clarificat și dat un mesaj clar. Vorbește de Iara. Până la Iara, deci dincolo de Iara. Deci e vorba de stratul de uzură și de capace. Nu știu exact când... Deci nu se mai termină. Doamna director, vă rog. Avem foarte multe probleme pentru că ne suprapunem cu foarte multe proiecte ale primăriilor care și-au introdus conducte de gaz, conducte de apă. Nu putem să finalizăm lucrarea ca apoi să vină ei să spargă tot ce am lucrat, să pierdem garanția, motiv pentru care așteptăm și tehnica de punerea acestui strat de uzură. Ea trebuie să respecte, deci nu poate să lucreze pe bucăți, trebuie să le pună continuu. Acum, tot ce pot să vă spun că la acest proiect, la numărul 8, aici avem o problemă cu podul, probabil că ați citit în referat, în suprapune. Vom încerca să facem o recepție mai puțin acel pod, ca să finalizăm. Iar proiectul numărul 9, care știți foarte bine, domnul cu Chiteniu, unde acolo compania de apă pune conducte de atâtină fără de sălaș, din nou ar trebui să așteptăm să pozeze conducta de apă, magistrarea, și apoi să intervenim noi. Consultul nostru a terminat de foarte mult timp acest drum, dar, repet, nu puteam să permitem să finalizăm, ca apoi să spargem și să iarăși să reparăm, să pierdem garanția. Suntem la acest moment în care încă mai punem conducte, încă mai pozăm rețele electrice, deci trebuie să facem așa fel încât să coordonăm toate proiectele ca să avem cât mai puțină cheltuieli de făcut, atât noi cât și primăriile. Și disconfortul și pentru locuitori să fie cât mai mic. Și avem și aici un alt termen de recepție sau e totuși anul viitor, decembrie? La lucrări, spui. La lucrări, sigur. Nu, deci v-a explicat și colega mea Diana Coman, proiectele, termenele care îi trebuie astăzi prin hotărâre de Consiliu sunt pentru proiectul în sine, în general, nu pentru durata de execuție. Deci durata de execuție merge pe contractul de lucrări, care este o altă filozofie. Încercăm, repet, să mergem pe recepții parțiale, acolo unde permite, unde sectorul este funcțional, ca să putem să-l dăm în circulare. Oricum ele sunt circulate. Dar încercăm, cum vă spun, primim și noi zilnic, primim o grămadă de reclamații, oamenii sunt nemulțumiți, încercăm să le rezolvăm pe toate, să finalizăm, plus că astea sunt proiectele moștenite de la Chia, deci astea sunt nefinalizate, nu sunt proiectele noi care le-am regândit cu proiectări la alt... Bun, deci, practic, toate aceste drumuri care sunt fie BCZ, cele două sectoare, fie
Gilou Mărișel, care tocmai a fost recepționat pe partea de lucrări, plus acesta care el a săvădit la Iara Buru, toate vor fi ca și lucrări terminate undeva până în, la începutul anului, până undeva în martie, aprilie, toate, patru, ca lucrări vorbesc. După care, iar porțiunea care nu sunt un pot sau așa ceva, se va face recepție parțială, dar ele vor fi în condiții optime de a circula. Deci, practic, închidem patru drumuri importante în primele două luni. Iar cel de la Chinten, la fel, după ce se închide acum cu lucrările de apă și așa, în câteva luni și acolo va fi terminat partea de asfalt. Acolo, într-adevăr, au fost, pe lângă ceea ce avea compania, mai avea și primăria dorința de a-i rezolva o bucățică mai mare pentru rețeaua de apă. Și toate împreună am făcut acest grafic și până la urmă eu cred că va fi ok pentru toată lumea. Și primăria și implementează proiectul și noi, magistrala spre Sălaj, respectiv asfaltul pe care îl punem din altă finanțare. Dar ne dorim ca până în aprilie-mai să avem toate aceste drumuri recepționate și finalizate din punct de vedere al construcțiilor. Ceea ce e o mare realizare, pentru că sunt sute de kilometri, de fapt. Doar cel de Mărișel are peste 50. La fel, cel spre Iara are aproape 50. Cel spre Recea Cristura are peste 50. Și așa mai departe. Da, este o clarificare binevenită, pentru că altfel ar suna că mai durează până la anul viitor. Deci, vedeți, ați realizat că nu facem recepții fiind an electoral, ne-am gândit să le ducem pe anul celălalt. Dar trebuie... M-am mirat. Să nu zicem de an electoral, că domnul Ferpățin, ca și cu drumul de la Gădălin. Asta e foarte ok, drumul de la Gădălin, să știți. Dacă mergeți acum pe el... Acum, da, cu două, trei excesii, 2020. Facem recepția și acolo... Iar acolo unde sunt probleme cu intrarea în curte, la câte un proprietar care a mai rămas din diferite motive, o să rezolvăm și aia. Dar în general e în regulă drumul. Vă rog să mergeți, puteți să faceți raliu. Da, să nu faceți. Respect în viteza legală, da? No, deci și acela, pe acela nu l-am pus la socoteala celorlalte drumuri și la kilometri adunați. Domnule președinte, totuși mesajul este că trebuie să monitorizăm mult mai bine execuția efectiv. Deci asta o spun de fiecare dată, pentru că altfel constructorul ăsta, altul, se lăfăie în timp, în spațiu și oamenii trăiesc practic cu ceea ce este concret. După care 3 luni să lucrați cu vreo 10-20 de constructori și să vedeți diferența între teorie și practică. Mi-aș dori. Să vedeți când au motive pe care la care n-ai soluții sau când apar chestiuni pe care nu le poți rezolva. Să vedeți atunci. În fine. Dar am reținut. Și eu mi-aș dori să avem o eficiență mai bună și să meargă treaba mult mai bine în raporturile cu constructorii și la fel în raporturile cu firme care dezăpezesc și așa mai departe. Dar dacă cere explicații, primești 1.000.000 de explicații de la firme de ce e așa și nu e altfel, de ce nu dezăpezea nu e așa și altfel și atunci nu poți să funcționezi numai logica de a da amenzi și de a sancționa firmele. Asta ar trebui să facem permanent. În logica asta nu poți funcționa. Tot profitul firmei îl bagi în amenzi. Da, în fine. Am reținut și eu am ceași de mulțumire legat de eficiență și de termene și de... Dar am învățat că nu întotdeauna, să spunem, ce scrie în contract se poate și realiza din apariția unor cauze neprevăzute. Da, am înțeles, m-am oprit. Proiectul... Dacă îmi permiteți, domn președinte, da. Cred că argumentele aduse de doamna Rațiu sunt foarte pertinente legate de ceea ce a întrebat colega noastră. Da. Corect. Deci suntem la punctul 8? 8. Comisia, am întrebat, da? Comisia, cred, dacă nu mai sunt intervenții... Aș mai avea eu o intervenție, dacă îmi permiteți, am așteptat. Profit de deschiderea acestei discuții interesante. Am primit sesizări din partea cetățenilor din Vlaha și din Săvădisla legat de siguranța pietonilor și a elevilor, mai ales în zona școlilor. Am înțeles că acolo sunt porțiuni vasi terminate, care nu sunt semnalizate corespunzător, deja se circulă cu viteză. Probabil după ce vor fi finalizate se va circula și cu viteză mai mare și cetățenii și-ar dori acolo să fie puse niște bumpere care să
încetinească un pic mașinile verific pentru siguranța elevilor. Asta ca o sugestie, dacă se poate face acum sau mai târziu, ar fi binevenită. Nu știu, poate și domnul... Domnul vicepreședinte spune că există și solicitare oficială de la Săvădisla. Oh, și acum cererea e la poliție ca să vedem dacă avizează poliția în sine montarea. Super. Iar dacă oamenii doresc cu toții, da. Mai sunt situații în care unii vor, alții nu vor. Cei cu casele lângă, da, spun seama că nu, că le se... Probabil și cei care nu locuiesc acolo, da, și vor să ajungă în altă parte, nu doresc. Cei care locuiesc acolo, avem deschiderea, doresc. Dacă poliția spune că e în regulă, să punem asta. Dacă vor fi discuții între oamenii de acolo, proprietarii caselor învecinate, trebuie să găsim soluția. Am montat, de exemplu, un Mica și mai în câteva locuri, după care trebuie să le luăm, că oamenii au reclamat frânarea, le distruge practic casa și depitația de la frânare. Dar de principiu suntem de acord. Acolo unde primările ne cer, suntem de acord să ajutăm și să montăm. Mulțumesc. Da. Dacă mai sunt intervenții la punctul 8. Dacă nu, vă rog să pregătiți votul. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. De voturi pentru, proiectul a fost aprobat, mulțumesc. Vă propun să mergem mai departe la proiectul numărul 9. La fel, un proiect pentru aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului 2, modernizare și reabilitare traseului județean 2, format din sectorul de drum DJ-105T, DJ-108B și DJ-109A. Comisia numărul 2, aveți cuvântul. Comisia numărul 2 acordă aviz favorabil. Mulțumesc, dacă sunt intervenții. Dacă nu, vă rog să pregătiți votul. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. De voturi pentru. Proiectul a fost aprobat. Mulțumesc. Proiectul numărul 10. Pregătire pentru modificarea hotărârii Consiliului Județean 229 din 2022 privind aprobarea proiectului construirea centrului de transport multiorgan Cluj, precum și a hotărârii Consiliului Județean numărul 241 din 2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economice a obiectivului de investiție ansamblul clinicilor universitare, amenajare urbană și peisajeră. Comisia numărul 2, aveți cuvântul. Aviz favorabil. Mulțumesc. Despre acest proiect aș vrea să vă spun că suntem în faza de licitație, de analiză și adjudecare a licitației, deci practic suntem avansați cu proiectul în sine, la fel cum suntem tot în faza de adjudecare și de analiză și adjudecare pentru Spitalul de Copii. Deci practic, dacă luați astăzi proiectele din țară pe PNRR care au fost prinse în finanțare, o să vedeți că cele două sunt de departe primele în țară, dar nu sunt pe lista PNRR. Din păcate. Nu există în momentul de față niciun proiect în fază de adjudecare pe PNR. Am speranța că în final, și nu într-o perioadă de timp foarte lungă, ci foarte scurt, o să primim finanțare pe Spitalul de Copii. Ea nu trebuie să fie integrală în acest an sau în anul următor, pentru că nu poți lucra de toți banii într-un an. Ea trebuie finanțarea să vină treptat pe măsură ce se poate lucra. Și sunt convins că vom obține finanțare, iar dacă... Pentru centrul de transplant nu va fi finanțare, atunci și acolo vom adjudeca sub condiție suspensivă sau cu semnarea contractului la anumit termen. Urmând să vedem de legat de finanțare ce vom face. Și aici vom încerca pe altă finanțare, dacă nu pe PNR, deși o să vedeți că în prima oară când o să se cearnă treaba, o să vedeți că vor fi proiecte care vor fi scoase, că nu va putea obține finanțarea. O să vedeți la nivel de țară. De aceea n-am oprit procedura, din contră, am spus că să adjudecăm, să ajungem la un câștigător condiție suspensivă, ca în momentul în care, într-un număr de luni sau într-un termen stabilit, vom obține finanțarea, să putem doar să dăm drumul la lucrări. Pentru că așa cum este acum proiectul, în mod evident, neavând finanțarea, n-ai cum să încep lucrarea. Să nu pară o nebunie că de ce noi fără banii ajungem... Pentru că există această formulă de a putea adjudeca, de a avea fie... un termen de semnare a contractului, fie o semnare cu termen suspensiv,
în care dacă constructorul menține prețul într-un număr de luni și tu obții finanțarea, poți să începi lucrarea. Și încercăm și asta, adică nu renunțăm, până la urmă tot o să-i dăm de capăt și eu sunt foarte hotărât să ne zbatem pentru aceste finanțări. Îmi pare foarte rău, spitalul de copii, dacă mi-amintesc bine, a fost scos de pe lista PNR în perioada guvernării USR. Doamna ministru, ceea ce a fost foarte grav. Dați-mi voie să vă contrazic, domnule președinte, și nu a fost scos în perioada USR și chiar vreau să precizez că, așa cum bine spuneați, aceste spitale și spitalul de copii și centrul de transplant, deși erau într-o fază avansată... Vedeți că v-am lăsat să vorbiți, deși nu mi-a cerut cuvântul. Îmi cer scuze. Da, vă rog. Ca să nu... Vreau să subliniez... Să nu spuneți că e dictatura majorității. Vreau să subliniez exact ceea ce ați spus și dumneavoastră, că cele două spitale au fost scoase din finanțarea din PNRR, deși erau într-o fază avansată, și asta nu ne arată decât că a fost o decizie politică greșită, din punctul meu de vedere. Să ai un centru universitar mare ca și Clujul și să nu poată să facă două spitale de care are nevoie și în care avem clar demonstrat că avem experiență și medici buni și la spitalul de copii și la centrul de transplant. Și dacă îmi permite să adresez și o întrebare, întrebarea mea ar fi: care credeți că ar fi sursa de finanțare posibilă pentru centrul de transplant dacă PNRR-ul nu va fi, având în vedere că și timpul va fi scurt din 2024 până în 2026? Noi cu colegii noștri care au muncit practic de 2 ani la acest proiect, deci faptul că noi l-am avut gata, asta înseamnă că noi am anticipat mai de mult și am lucrat la ele. Nu vreau să știți ce complicat a fost numai până am luat terenul pentru spitalul de copii, vreo 2 ani am muncit să luăm terenul, am avut vreo 4 locații care s-au demonstrat că nu sunt bune. Deci noi lucrăm la asta de ani de zile și atunci ăștia care ne analizează și ne critică spun: dar de unde aveți voi atât de repede proiectul? Păi de acolo. Că de 2 ani noi tot dezbatem să luăm teren, să facem SF, PT. Ei, întorcându-mă la întrebarea noastră, noi analizăm mai multe variante, scenarii de finanțare. Un scenariu este să intrăm pe lista PNRR în momentul în care primăvara se va vedea că nu au cheltuit banii, ceea ce se va întâmpla. Avem experiența retrospectivelor pe drumuri de acum 4 ani, când am intrat cu 11 drumuri din 11 pe țară. Numai noi aveam pregătite și am intrat cu toate. Deci prima ar fi PNR, doi ar fi, ați văzut fondul acesta de sănătate pe care îl creează Ministerul de 30 de miliarde sau cât, 10 miliarde, 30 de miliarde, unde vor finanța spitalele care n-au intrat pe finanțele celelalte. De asemenea, înțeleg că putem accesa și pe programul personal sectorial de sănătate, cu o finanțare, din primăvară, cel puțin asta am spus colegii mei, care este o altă finanțare și aia poate fi și pentru spitalul de copii și pentru centrul de transplant. În ultimă instanță, centrul de transplant, vă rog? Și BEI, îmi spun colegele mele. Dacă vom ajunge la concluzia că niciunul din acestea nu sunt pentru a finanța spitalul de centrul de transplant, atunci ne vom reorganiza, reprofila și vom vedea doar institutul de transplant să-l putem face într-o formă în care el să poată intra în această clădire. Și avem inclusiv varianta de a face o concesiune de lucrări. În sensul că cineva să construiască pe banii lui rapid institutul de transplant renal, care oricum nu poate fi închis, și să putem valorifica restul clădirii pentru alte corpuri medicale. Nu vă ascund că, având în vedere lipsa de, să spunem, de, nu știu nici cum să știu, să-i spun, de empatie, ca să nu îi jignesc, a ministerului față de proiectele acestea, nu vă ascund că ei ar putea și după ce construim această clădire să nu o consideră potrivită pentru și să nu aprobe să facem un institut multiorgan de transplant. Că ministerul poate să se opună. Să spună, acum noi avem aprobarea de la minister pentru cele două obiective, le avem pentru ca oportunitate, da? Avem aprobarea, dar când sunt gata, ele trebuie să fie preluate de minister și cu aviz de funcționare. Nu, mă pot aștepta să spună ministerul, nu preluăm, că e prea mare cheltuiala, nu avem nevoie de un institut cu 4 tipuri de organe și nu ne interesează decât o corp de clădire pentru institutul de transplant. Mă pot aștepta la orice. Pentru că nu există logică în deciziile acestea. Din păcate. Dacă îmi permiteți o intervenție. Da, vă rog.
legat de ceea ce ziceați mai devreme, exact în guvernarea USR aceste spitale au primit aceste avize din partea Ministerului Sănătății. Nu, nu, nu. Și în 2021 a mai fost o discuție. Am avut acum le-am primit de ceva timp. Da, și în 2021 a fost o discuție când am discutat despre lifturile de transport și atunci a venit o adresă din partea Ministerului Sănătății cu un aviz favorabil pentru desfășurarea activității de transplant. Și din păcate, în actuala guvernare, aceste spitale au fost scoase din PNRR. Am înțeles. Eu știu una și bună că tot rău în materie de spitale e de la USR. Îmi pare rău că aveți această asta idee. Constant. PNRR-ul pentru sănătate a fost scris în perioada USR și aceste spitale au fost incluse. De ocolire și de celelalte pe care ați avut foarte mari mintioși acolo la Ministerul Transporturilor, că ne-au scos centura și... Și acolo a fost o discuție cu autoritățile publice locale, respectiv cu Primăria Cluj. Da. Bun. Nu are rost să mai continuăm, că nu, eu am altă părere. Deci eu consider în continuare că USR-ul a sabotat dezvoltarea Clujului și faptul că la nivelul județului, la nivel județean, practic, grupul USR și-a nuanțat poziția și a înțeles că, până la urmă, nu e numai alb și negru totul, că poate fi și cu nuanțe de gri, roz, bej, nu? Doamna de Hene, sunt și nuanțe, diferite forme. Deci nu pot fi numai negru. Și atunci lucrurile în viața reală sunt puțin diferite decât așa cum credeam și eu când eram foarte tânăr și credeam că totul e așa. Rău, bun, rău, bun. Nu e așa. Domnul președinte, și la nivelul județului noi întotdeauna am votat pentru proiectele de dezvoltare. Deci nu întotdeauna, cu câteodată. Când v-ați dat seama că nu... Dar nu întotdeauna, cu excepțiile în care am precizat motivul pentru care ne-am ținut sau... Să... Mai aveți timp, sigur, că... chiar dacă sperați că veți câștiga 80% la Consiliul Țan, sau nu, 48%, scuzați-mă, singur tot nu puteți să guvernați județul. Tot mai trebuie pe cineva să luați acolo, adică... Nu veți putea singuri. Bun. Haideți să votăm, da, e corect. Dar suntem la punctul că am... 10. La 10. Îmi cer iertare că iar am divagat puțin, dar... Bun. Mulțumesc de lămurire. S-a votat la 10? Nu. Vă rugăm să votați. Poți să le pui în sfârșit niște colinde. Votul s-a încheiat. Cât e prea lungă. 33 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat, mulțumesc. Proiectul 11, privind însușirea unei documentații cadastrale de deslipire pentru imobil înscris în cartea funciară 279.780 Cluj-Napoca. Comisia numărul 4. Aici ce e? Comisia numărul 4, aviz favorabil. Mulțumesc. Ce? De la sau 800 de metri pentru... Ah. Deci, practic, este vorba de... Am întrebat pentru cei dezmembrari, pentru că ați citit în referat, cred că am scris de acolo. E vorba de terenul pe care îl acordăm mitropolie pentru a se extinde centru Sfântul Nectarie. Bun, dacă sunt comisia numărul 4, îmi cer iertare, vă rog. Am spus comisia, aviz favorabil. Da, mulțumesc. Dacă sunt intervenții? O scurtă intervenție, dacă îmi permiteți. Da, vă rog. Doamne președinte, mă bucur că acordăm sprijin acestui centru de îngrijiri paliative Sfântul Nectarie și profit de această ocazie să-l felicit încă o dată pe medicul și preotul care mi-a fost coleg de generație, care conduce acest centru și face o treabă foarte bună pentru pacienții care au nevoie de îngrijiri în ultimele momente de viață. Mulțumesc! Da, să știți că mi-amintesc primul moment în care am dat întâmplător, tot eu eram președinte ale Consiliului Țean când s-a acordat terenul pentru prima construcție. Acum câți ani? 5 ani? 8 ani? Mai mult? Și atunci era o reținere din partea Consiliul și a Consiliului să voteze înstrăinări de imobile, diminuare de patrimoniu. A fost o întreagă discuție atunci că de ce se face cadou bisericii ortodoxe,
La fel când am acordat pe teren Petruzzi, la fel. Au fost multe comentarii, sau la Sapienția pe Calaturzi, iar când am mai acordat o bucată. Eu am considerat că dacă putem din patrimoniul să ajutăm și alte instituții să-și dezvolte proiectele, să o facem. Deci au fost, acum e mult mai simplu. Consilieri și așa înțeleg mult mai bine ce înseamnă asta. Atunci era o reținere, să nu răspundă personal, să, în fine. Deci începuturile au fost mai complicate. Acum, iată, e un proiect normal în care nu avem dezbateri multe pentru că îl considerăm firesc. E foarte important. Dar la vremea respectivă a fost adevăr complicat pentru, în prima fază când cred că o parte dintre voi ați fost și atunci consilieri. Mi-amintesc. Bun, dacă nu sunt... Dacă mi-ai permiteți o mică precizare, sigur. Este chiar un serviciu public pe care acest spital îl face și compensează un deficit din alte domenii, pentru că locuri de paliație există foarte puține în sistemul medical. De acord. Și din păcate nevoia este mare. Dacă îmi permiteți și mie, domnule președinte, și noi îl felicităm pe preotul dr. Bogdan Chiorian pentru inițiativă și pentru tot ceea ce face acolo. Mulțumim. Da. Dacă mai sunt intervenții, vă rog, doamna Chiorian. Da, domnule președinte, stimați colegi, vreau și eu să mă alătur celor care îi felicită pe toți cei care au astfel de inițiative. Sigur, este un domeniu în care e nevoie de mult mai mult sprijin din partea noastră, a Consiliului Județean. Știm cu toții că numărul persoanelor în vârstă, mai ales a persoanelor în vârstă, care suferă de boli cronice progresive, în special oncologice, este din ce în ce mai mare. În contextul în care foarte mulți dintre tinerii și copiii acestor persoane sunt stabiliți și plecați în străinătate, aceste persoane rămân în mare parte, mulți dintre ei, în sarcina noastră, astfel că, așa cum spunea și antevorbitorul meu, numărul locurilor în astfel de instituții publice sau private este mult, mult prea mic față de necesitatea care există în acest moment, astfel că poate ar trebui să ne gândim și noi la un proiect al Consiliului Județean pe viitor, finanțat din fonduri europene, astfel încât să venim în sprijinul beneficiarilor. Mulțumesc! Da? Da, de acord cu dumneavoastră, domnul... Nu știu de ce nu... Te rog. Dar păi nu trebuie eu să îmi aude vocea. În primul mandat, asta am completat, domnul președinte, nu numai că s-a acordat terenul, s-a acordat și finanțare pentru începerea acestui proiect. Din păcate, nu este vorba doar de oameni în vârstă, sunt oameni și tineri care ajung la paliație, ceea ce este foarte grav, dar este foarte bun și foarte important proiectul, deoarece se face un serviciu pentru persoanele care de acolo doar dincolo trec. Și trebuie să sprijinim cu toate forțe, cu teren, cu ce se mai poate și da, este nevoie de un al doilea corp de clădire, din păcate cererea este mare. Și de asta se acordă se face dezmembrarea, ca mai apoi să... Deci să ne pregătim, poate că va trebui să vedem cum stăm cu banii, poate domnul președinte vom vedea și vremuri mai bune de la bugetul central și va trebui să ajutăm în continuare. Mulțumesc. Da. Mulțumesc. Dacă nu mai sunt intervenții la acest punct, numărul 12? 11, nu? 11. Atunci pregătiți votul pentru proiectul 11. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. ...32 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat, mulțumesc. Proiectul numărul 12, privind completarea hotărârii Consiliului Județean numărul 143 din 2008, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Cluj. Comisia numărul 4, vă rog. Comisia numărul 4 a visat. Mulțumesc, dacă sunt intervenții. Dacă nu, vă rog să pregătiți votul. Vă rugăm să votați.
Votul s-a încheiat. ...32 de voturi pentru. Proiectul a fost aprobat. Mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 13 privind aplicarea legii 296 din 2023 la întreprinderile publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Țean Cluj. Comisia numărul 4. Comisia numărul 4 a zis favorabil. Da. Mulțumesc. Dacă sunt alte intervenții? Dacă nu, vă rog să pregătiți votul. Aș avea totuși o intervenție. Da, vă rog. Bine că v-a lăsat colega să puteți... Da, chiar îi mulțumesc, Elene, că mi-a adus aminte. Am discutat împreună cu colegii mei și am avea rugămintea, dacă se poate, să primim o informare cu privire la măsurile care au fost luate de fiecare întreprindere pe această lege. Da, domnul secretar îmi spune că în hotărâre este prinsă obligativitatea CEAU-ului, că am, practic, prin lege se deleagă către CEAU-urile la anumite entități și obligația să ne comunice exact măsurile luate, iar acolo unde luăm noi direct, astea vor fi în fața noastră prin hotărâre. Deci, practic, ori într-o formă, ori în alta, cum prevede legea. Dar o să aveți cunoștință și de una și de alta, e clar. Dacă sunt intervenții, dacă nu, vă rog să pregătiți votul. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. De voturi pentru. Proiectul a fost aprobat. Mulțumesc. Proiectul de hotărâre numărul 14 privind nominalizarea a doi consilieri județeni care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul Comisiei de Evaluare Anuală a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Județului Cluj. Aici trebuie să existe să se nominalizeze. Comisia numărul 1, da, aveți cuvântul. Comisia numărul 1 a vis favorabil, domnule președinte. Scuzați-mă, vă rog. Comisia un aviz favorabil. Bun, dacă sunt alte intervenții aici, vă rog, domnul Iepure. Dacă îmi permiteți, domnule președinte, un amendament din partea grupului USR. Domnule președinte, cu siguranță colegele noastre au experiență în această comisie, dar cu siguranță este binevenită și experiență nouă, motiv pentru care propunem să ne gândim și la viitor și să oferim posibilitatea și altor consilieri să aibă experiență din această comisie. Și în spiritul articolului 485, alineatul 5 din codul administrativ, formulăm prezentul amendament prin care propunem modificarea articolului 1 și înlocuirea doamnei Angela Marcheș cu subsemnatul Mihai Iepure. Este obligația liderului de grup să propună amendamentele din numele grupului. Deci sunt trei candidați pe două locuri. Bun. Dar este amendament, se poate că... De fapt, e amendament. Îl supunem la vot, amendamentul, prima dată. Bun. Deci, având în vedere că sunt trei nominalizări pe două locuri, practic, supunem votului amendamentul, prima dată, acela de a se înlocui doamna Marcheș cu domnul Iepure. Și pentru acesta va trebui vot secret și colegii mei trebuie să meargă să aducă buletine, da sau nu. Deci, pentru înlocuirea... Propune amendament însu. Atunci va trebui să supun votul lui dumneavoastră acest amendament. Și votul va fi... Bun, atunci aștept... Bun, stimați colegi, facem o mică pauză. Așteptăm să vină buletinele pentru amendament. Și următorul din cei doi care vor rămâne, din nou cu buletine, se va vota pentru cei doi sau nu. Zic bine. Facem o pauză până când colegii mei, de minim 5 minute,
până când colegii mei vor redacta buletinele. Mulțumesc!
Colegii noștri n-au mai revenit? Eu zic să le suspendăm și venim în altă zi. Săptămâna viitoare. Colegi, vă propun să... Stai liniștit. Să trecem direct la vot? Nu, eu mă duc să mă duc la fiecare să dau buletinul de vot ca să mă arăt mai repede. Bun, dar putem intra în procedură de vot, da? Da. Nu mai citesc o dată proiectul. Nu. Stimați colegi, vă propun următorul sistem ca să mergem mai repede. Colegul meu o să vină la fiecare dintre să vă dea buletinul să meargă mai repede. Și votați și vă ia la fel buletinele care sunt și le punem în, ca să nu mai tot... Acum discutăm de amendamentul colegului nostru, pe care o să-l votați cu da sau nu, funcție de, sau cu da sau nu, sau abținere. Referitor la propunerea dânsului de a fi înlocuită o persoană cu dânsul. N-am mai auzit așa ceva, să vă propuneți dumneavoastră pe dumneavoastră. Este propunerea grupului USR, domnule președinte, și în calitate de lider de grup am propus-o. Da, e regulă. Așa, ne-a să mâncat o jumătate de oră din viață. Eu mai bine. Da, jumătate de oră din viață, spune colegul ăsta. Da. Aici da sau nu amendamentul, nu? Fiecare dintre noi are un rol în comunitate, iar primăria, prefectura sau Consiliul Județean sunt administrațiile care influențează direct reușitele noastre, fie ele individuale sau colective. Consiliul Județean poate fi asemănat unui mic parlament care funcționează la nivelul județului, iar reprezentarea comunităților se face de către consilierii județeni și de președintele Consiliului. Mecanismul este unul simplu și are ca scop dezvoltarea și administrarea județului, dincolo de limitele pe care le are o primărie. Noi, Consiliul Județean Cluj, avem ca atribuție dezvoltarea economică și socială a județului. De asemenea, dezvoltăm și întreținem infrastructura spitalelor din subordine și le dotăm cu aparatură medicală de specialitate de ultimă generație. Sistemul rutier este un factor esențial în dezvoltarea județului. Este complex și are peste 1200 de kilometri de drumuri județene, din care am reabilitat mai mult de jumătate. Întreținem școlile de artă și pe cele destinate copiilor cu nevoi speciale și asigurăm funcționarea instituțiilor de cultură, acestea fiind filarmonica, Biblioteca Județeană, Muzeul Etnografic și Teatrul de Păpuși Puc. Dezvoltăm economia județului prin parcurile industriale Tetarom, care au peste 13.000 de angajați. Finanțăm sistemul serviciilor sociale și de protecție a copilului și asigurăm funcționarea și întreținerea aeroportului internațional Cluj-Avramiancu. Tot noi, prin Compania de Apă Someș, dezvoltăm sistemul de apă și canalizare din județ, iar cu ajutorul fondurilor europene vom deveni cel mai dezvoltat județ din țară, cu un sistem care va ajunge la 99% din populație. Am construit Cluj Arena, cel mai modern stadion din țară, și am reușit astfel să creăm un loc ideal pentru performanțele sportive, dar și unul în care trăim cele mai frumoase emoții. Dincolo de toate aceste lucruri, ceea ce ne diferențiază de primărie sau prefectură este faptul că noi deservim întregul județ, iar primăriile și consiliile acestora funcționează cu atribuții la nivel local, în timp ce prefectura este reprezentantul guvernului în teritoriu. Chiar dacă teritoriul deservit este unul mare, bugetul nostru nu este proporțional cu mărimea acestuia. Fondurile de care dispunem provin în mare parte de la bugetul de stat, din venituri proprii, taxe și fonduri europene, capitol la care suntem pe primul loc în România. Toate deciziile noastre sunt adoptate prin vot deschis de către consilierii județeni, urmând ca președintele Consiliului împreună cu angajații noștri să le implementeze. Tot procesul este transparent. Prin complexitatea lui, Consiliul Județean Cluj este de fapt o garanție a dezvoltării, performanței și inovării. Iar împreună suntem Județul Cluj.
Fiecare dintre noi are un rol în comunitate, iar primăria, prefectura sau Consiliul Județean sunt administrațiile care influențează direct reușitele noastre, fie ele individuale sau colective. Consiliul Județean poate fi asemănat unui mic parlament care funcționează la nivelul județului, iar reprezentarea comunităților se face de către consilierii județeni și de președintele Consiliului. Mecanismul este unul simplu și are ca scop dezvoltarea și administrarea județului, dincolo de limitele pe care le are o primărie. Noi, Consiliul Județean Cluj, avem ca atribuție dezvoltarea economică și socială a județului. De asemenea, dezvoltăm și întreținem infrastructura spitalelor din subordine și le dotăm cu aparatură medicală de specialitate de ultimă generație. Sistemul rutier este un factor esențial în dezvoltarea județului. Este complex și are peste 1200 de kilometri de drumuri județene, din care am reabilitat mai mult de jumătate. Întreținem școlile de artă și pe cele destinate copiilor cu nevoi speciale și asigurăm funcționarea instituțiilor de cultură, acestea fiind Filarmonica, Biblioteca Județeană, Muzeul Etnografic și Teatrul de Păpuși Puc. Dezvoltăm economia județului prin parcurile industriale Tetarom, care au peste 13.000 de angajați. Finanțăm sistemul serviciilor sociale și de protecție a copilului și asigurăm funcționarea și întreținerea aeroportului internațional Cluj-Avram Iancu. Tot noi, prin Compania de Apă Someș, dezvoltăm sistemul de apă și canalizare din județ, iar cu ajutorul fondurilor europene vom deveni cel mai dezvoltat județ din țară, cu un sistem care va ajunge la 99% din populație. Am construit Cluj Arena, cel mai modern stadion din țară, și am reușit astfel să creăm un loc ideal pentru performanțele sportive, dar și unul în care trăim cele mai frumoase emoții. Dincolo de toate aceste lucruri, ceea ce ne diferențiază de primărie sau prefectură este faptul că noi deservim întregul județ, iar primăriile și consiliile acestora funcționează cu atribuții la nivel local, în timp ce prefectura este reprezentantul guvernului în teritoriu. Chiar dacă teritoriul deservit este unul mare, bugetul nostru nu este proporțional cu mărimea acestuia. Fondurile de care dispunem provin în mare parte de la bugetul de stat, din venituri proprii, taxe și fonduri europene, capitol la care suntem pe primul loc în România. Toate deciziile noastre sunt adoptate prin vot deschis de către consilierii județeni, urmând ca președintele Consiliului împreună cu angajații noștri să le implementeze. Tot procesul este transparent. Prin complexitatea lui, Consiliul Județean Cluj este de fapt o garanție a dezvoltării, performanței și inovării. Iar împreună suntem Județul Cluj. Fiecare dintre noi are un rol în comunitate, iar primăria, prefectura sau Consiliul Județean sunt administrațiile care influențează direct reușitele noastre, fie ele individuale sau colective. Consiliul Județean poate fi asemănat unui mic parlament care funcționează la nivelul județului, iar reprezentarea comunităților se face de către consilierii județeni și de președintele Consiliului. Mecanismul este unul simplu și are ca scop dezvoltarea și administrarea județului, dincolo de limitele pe care le are o primărie. Noi, Consiliul Județean Cluj, avem ca atribuție dezvoltarea economică și socială a județului. De asemenea, dezvoltăm și întreținem infrastructura spitalelor din subordine și le dotăm cu aparatură medicală de specialitate de ultimă generație. Sistemul rutier este un factor esențial în dezvoltarea județului. Este complex și are peste 1200 de kilometri de drumuri județene, din care am reabilitat mai mult de jumătate. Întreținem școlile de artă și pe cele destinate copiilor cu nevoi speciale și asigurăm funcționarea instituțiilor de cultură, acestea fiind Filarmonica, Biblioteca Județeană, Muzeul Etnografic și Teatrul de Păpuși Puc. Dezvoltăm economia județului prin parcurile industriale Tetarom, care au peste 13.000 de angajați. Finanțăm sistemul serviciilor sociale și de protecție a copilului și asigurăm funcționarea și întreținerea aeroportului internațional Cluj-Avram Iancu. Tot noi, prin Compania de Apă Someș, dezvoltăm sistemul de apă și canalizare din județ, iar cu ajutorul fondurilor europene vom deveni cel mai dezvoltat județ din țară, cu un sistem care va ajunge la 99% din populație. Am construit Cluj Arena, cel mai modern stadion din țară, și am reușit astfel să creăm un loc ideal pentru performanțele sportive, dar și unul în care trăim cele mai frumoase emoții.
Dincolo de toate aceste lucruri, ceea ce ne diferențiază de primărie sau prefectură este faptul că noi deservim întregul județ, iar primăriile și consiliile acestora funcționează cu atribuții la nivel local, în timp ce prefectura este reprezentantul guvernului în teritoriu. Chiar dacă teritoriul deservit este unul mare, bugetul nostru nu este proporțional cu mărimea acestuia. Fondurile de care dispunem provin în mare parte de la bugetul de stat, din venituri proprii, taxe și fonduri europene, capitol la care suntem pe primul loc în România. Toate deciziile noastre sunt adoptate prin vot deschis de către consilierii județeni, urmând ca președintele Consiliului împreună cu angajații noștri să le implementeze. Tot procesul este transparent. Prin complexitatea lui, Consiliul Județean Cluj este de fapt o garanție a dezvoltării, performanței și inovării. Iar împreună suntem Județul Cluj. Fiecare dintre noi are un rol în comunitate, iar primăria, prefectura sau Consiliul Județean sunt administrațiile care influențează direct reușitele noastre, fie ele individuale sau colective. Consiliul Județean poate fi asemănat unui mic parlament care funcționează la nivelul județului, iar reprezentarea comunităților se face de către consilierii județeni și de președintele Consiliului. Mecanismul este unul simplu și are ca scop dezvoltarea și administrarea județului, dincolo de limitele pe care le are o primărie. Noi, Consiliul Județean Cluj, avem ca atribuție dezvoltarea economică și socială a județului. De asemenea, dezvoltăm și întreținem infrastructura spitalelor din subordine și le dotăm cu aparatură medicală de specialitate de ultimă generație. Sistemul rutier este un factor esențial în dezvoltarea județului. Este complex și are peste 1200 de kilometri de drumuri județene, din care am reabilitat mai mult de jumătate. Întreținem școlile de artă și de cele... Mai cineva care n-a pus buletinul în urnă? Bine, hai să... Mulțumesc, colegi.
nu găsim un buletin. Vorba aceea. Deci cu toții ați depus în urnă buletinul. Cine l-a dus acasă? Sau poate că n-a votat cine, nu e o problemă. Asta e. Câte sunt, atâtea sunt. Avem de unde să-l scoatem dacă nu e. Poate l-a luat cineva amintire. Da? O hârtie de calitate? De clară că cum e. 6. 26 împotrivă și 6 pentru. Deci amendamentul a picat. Acum mergem mai departe la proiectul de hotărâre. În care proiectul care vizează nominalizarea doi consilieri județeni în funcție. Aici comisia a dat aviz favorabil numărul 1 și să pregătiți buletinul pentru tot vot secret, că, pentru că a căzut amendamentul, rămâne proiectul așa cum a fost formulat și votul va fi secret. Așa încât vă rog să pregătiți și aici buletinele cu persoanele menționate în proiect. O să vă rog să... Mai bine strig? Strigă-i, da, strigă-i. Ok, bine. Vă rog. No, domnule președinte... Da. Alfabetică, ok. No. Domnul Abrudan, vă rog. Da. Domnul Andro. Da. Aici vă rog să semnați. Are semnă. Orice semnă mi poate fi folosit împotriva noastră. Domnul Lanta. Aici vă rog. Domnul Arion. Vă rog. Da. Domnul Bolo. Domnul Bălaj. Doamna Chiorean. Domnul Chirceș nu este. Domnul Ciuta. Domnul Ciuta. Ah, și domnul Cordiș. Haideți noi să domnul Cordiș să nu ce vă rog. Da? Domnul Ciuta. Domnul Cordoș, vă rog. Și domnul Cuibus. Băi, a stat aici, a stat cafea la mână. Aici, vă rog, să semnați. Unde? Ișvana. Dar de semnat a semnat. Aici, să vă rog. Opa, scuze. Doamna Deheneș. Doamna Deheneș, vă rog. Deheneș, mă scuzați. Domnul Drăghici. Bine, dar a fost două mandate în consiliul local. Domnul președinte, din prima ședință, a zis Deheneș. Nu, nu. E cu S, așa cum spuneți dumneavoastră, frumos. Domnul Drăghici.
Domnul Florea, vă rog, și doamna Forna. Doamna Hodorogea, domnul Iancu, domnul Iepure, domnul Lorenții, doamna Marc, vă rog. Nu, care vă spune? Ah, ați votat deja. Scuze că nu v-am. Doamna Marchiș. Domnul, am uitat că vine. Este acolo? Este, este. Și nevastră. 27. Doamna Mureșan. Doamna Muscă. Domnul Oprea. Aștept încă o dată, nu? Asta? Nu, nu este înăuntru. Domnul Oprea, unde? Domnul Pintea și doamna Reș. Domnul Sălăgean și domnul Sămărtean. Fiecare dintre noi are un rol în comunitate, iar primăria, prefectura sau Consiliul Județean sunt administrațiile care influențează direct reușitele noastre, fie ele individuale sau colective. Consiliul Județean poate fi asemănat unui mic parlament care funcționează la nivelul județului, iar reprezentarea comunităților se face de către consilierii județeni și de președintele Consiliului. Doamna Mecanismul este unul simplu și are ca scop dezvoltarea și administrarea județului, dincolo de limitele pe care le are o primărie. Noi, Consiliul Județean Cluj, avem ca atribuție dezvoltarea economică și socială a județului. De asemenea, dezvoltăm și întreținem infrastructura spitalelor din subordine și le dotăm cu aparatură medicală de specialitate de ultimă generație. Sistemul rutier este un factor esențial în dezvoltarea județului. Este complex și are peste 1200 de kilometri de drumuri județene, din care am reabilitat mai mult de jumătate. Întreținem școlile de artă și pe cele destinate copiilor cu nevoi speciale și asigurăm funcționarea instituțiilor de cultură, acestea fiind Filarmonica, Biblioteca Județeană, Muzeul Etnografic și Teatrul de Păpuși Puc. Dezvoltăm economia județului prin parcurile industriale Tetarom, care au peste 13.000 de angajați. Finanțăm sistemul serviciilor sociale și de protecție a copilului și asigurăm funcționarea și întreținerea aeroportului internațional Cluj-Avram Iancu. Tot noi, prin Compania de Apă Someș, dezvoltăm sistemul de apă și canalizare din județ, iar cu ajutorul fondurilor europene vom deveni cel mai dezvoltat județ din țară, cu un sistem care va ajunge la 99% din populație. Am construit Cluj Arena, cel mai modern stadion din țară, și am reușit astfel să creăm un loc ideal pentru performanțele sportive, dar și unul în care trăim cele mai frumoase emoții.
Dincolo de toate aceste lucruri, ceea ce ne diferențiază de primărie sau prefectură este faptul că noi deservim întregul județ, iar primăriile și consiliile acestora funcționează cu atribuții la nivel local, în timp ce prefectura este reprezentantul guvernului în teritoriu. Chiar dacă teritoriul deservit este unul mare, bugetul nostru nu este proporțional cu mărimea acestuia. Fondurile de care dispunem provin în mare parte de la bugetul de stat, din venituri proprii, taxe și fonduri europene, capitol la care suntem pe primul loc în România. Toate deciziile noastre sunt adoptate prin vot deschis de către consilierii județeni, urmând ca președintele Consiliului împreună cu angajații noștri să le implementeze. Tot procesul este transparent. Prin complexitatea lui, Consiliul Județean Cluj este de fapt o garanție a dezvoltării, performanței și inovării. Iar împreună suntem Județul Cluj. Fiecare dintre noi are un rol în comunitate, iar primăria, prefectura sau Consiliul Județean sunt administrațiile care influențează direct reușitele noastre, fie ele individuale sau colective. Consiliul Județean poate fi asemănat unui mic parlament. 6 abțineri și 1 împotrivă. Deci, practic, proiectul a fost aprobat așa cum a fost el propus. Mergem mai departe la proiectul numărul 14, ultimul. Aoleu. La proiectul numărul 15. A, 15B, da. Proiect de hotărâre prin aprobarea concesionarului spațiu cu destinație medicală situat în Cluj, Napoca, strada 4, din numărul 20. Comisia numărul 5, aveți cuvântul? Comisia 5, aviz favorabil. Mulțumesc, dacă sunt alte intervenții. Dacă nu, vă rog să pregătiți votul. Iar vot secret. La 4? De ce? E contract. Bun, hai să... Aprobarea concesionării spațiului. Și dacă e TPA sau SRL, atunci ala lui. O să vă rog să ne ajutați din nou la apelul colegului meu să... Fiecare dintre noi are un rol în comunitate, iar primăria, prefectura sau Consiliul Județean sunt administrațiile care influențează direct reușitele noastre, fie ele individuale sau colective. Consiliul Județean poate fi asemănat unui mic parlament care funcționează la nivelul județului, iar reprezentarea comunităților se face de către consilierii județeni și de președintele Consiliului. Mecanismul este unul simplu și are ca scop dezvoltarea și administrarea județului, dincolo de limitele pe care le are o primărie. Noi, Consiliul Județean Cluj, avem ca atribuție dezvoltarea economică și socială a județului. De asemenea, dezvoltăm și întreținem infrastructura spitalelor din subordine și le dotăm cu aparatură medicală de specialitate de ultimă generație. Sistemul rutier este un factor esențial în dezvoltarea județului. Este complex și are peste 1200 de kilometri de drumuri județene, din care am reabilitat mai mult de jumătate. Întreținem școlile de artă și pe cele destinate copiilor cu nevoi speciale și asigurăm funcționarea instituțiilor de cultură, acestea fiind Filarmonica, Biblioteca Județeană, Muzeul Etnografic și Teatrul de Păpuși Puc. Dezvoltăm economia județului prin parcurile industriale Tetarom, care au peste 13.000 de angajați. Finanțăm sistemul serviciilor sociale și de protecție a copilului și asigurăm funcționarea și întreținerea aeroportului internațional Cluj-Avram Iancu. Tot noi, prin compania de apă Someș, dezvoltăm sistemul de apă și canalizare din județ, iar cu ajutorul fondurilor europene vom deveni cel mai dezvoltat județ din țară, cu un sistem care va ajunge la 99% din populație. Am construit Cluj Arena, cel mai modern stadion din țară și am reușit astfel să creăm un loc ideal pentru performanțele sportive, dar și unul în care trăim cele mai frumoase emoții. Dincolo de toate aceste lucruri, ceea ce ne diferențiază de primărie sau prefectură este faptul că noi deservim întregul județ, iar primăriile și consiliile acestora funcționează cu atribuții la nivel local, în timp ce prefectura este reprezentantul guvernului în teritoriu. Chiar dacă teritoriul deservit este unul mare, bugetul nostru nu este proporțional cu mărimea acestuia. Fondurile de care dispunem provin în mare parte de la bugetul de stat, din venituri proprii, taxe și fonduri europene,
capitol la care suntem pe primul loc în România. Toate deciziile noastre sunt adoptate prin vot deschis de către consilierii județeni, urmând ca președintele Consiliului împreună cu angajații noștri să le implementeze. Tot procesul este transparent. Prin complexitatea lui, Consiliul Județean Cluj este de fapt o garanție a dezvoltării, performanței și inovării. Iar împreună suntem Județul Cluj. Fiecare dintre noi are un rol în comunitate, iar primăria, prefectura sau Consiliul Județean sunt administrațiile care influențează direct reușitele noastre, fie ele individuale sau colective. Consiliul Județean poate fi asemănat unui mic parlament care funcționează la nivelul județului, iar reprezentarea comunităților se face de către consilierii județeni și de președintele Consiliului. Mecanismul este unul simplu și are ca scop dezvoltarea și administrarea județului, dincolo de limitele pe care le are o primărie. Noi, Consiliul Județean Cluj, avem ca atribuție dezvoltarea economică și socială a județului. De asemenea, dezvoltăm și întreținem infrastructura spitalelor din subordine și le dotăm cu aparatură medicală de specialitate de ultimă generație. Sistemul rutier este un factor esențial în dezvoltarea județului. Este complex și are peste 1200 de kilometri de drumuri județene, din care am reabilitat mai mult de jumătate. Întreținem școlile de artă și pe cele destinate copiilor cu nevoi speciale și asigurăm funcționarea instituțiilor de cultură, acestea fiind filarmonic, ca Biblioteca Județeană, Muzeul Etnografic și Teatrul de Păpuși Puc. Dezvoltăm economia județului prin parcurile industriale Tetarom, care au peste 13.000 de angajați. Finanțăm sistemul serviciilor sociale și de protecție a copilului și asigurăm funcționarea și întreținerea aeroportului internațional Cluj Avram Iancu. Tot noi, prin Compania de Apă Someș, dezvoltăm sistemul de apă și canalizare din județ, iar cu ajutorul fondurilor europene vom deveni cel mai dezvoltat județ din țară, cu un sistem care va ajunge la 99% din populație. Am construit Cluj Arena, cel mai modern stadion din țară, și am reușit astfel să creăm un loc ideal pentru performanțele sportive, dar și unul în care trăim cele mai frumoase emoții. Dincolo de toate aceste lucruri, ceea ce ne diferențiază de primărie sau prefectură este faptul că noi deservim întregul județ, iar primăriile și consiliile acestora funcționează cu atribuții la nivel local, în timp ce prefectura este reprezentantul guvernului în teritoriu. Chiar dacă teritoriul deservit este unul mare, bugetul nostru nu este proporțional cu mărimea acestuia. Fondurile de care dispunem provin în mare parte de la bugetul de stat, din venituri proprii, taxe și fonduri europene, capitol la care suntem pe primul loc în România. Toate deciziile noastre sunt adoptate prin vot deschis de către consilierii județeni, urmând ca președintele Consiliului împreună cu angajații noștri să le implementeze. Tot procesul este transparent. Prin complexitatea lui, Consiliul Județean Cluj este de fapt o garanție a dezvoltării, performanței și inovării. Iar împreună suntem Județul Cluj. Fiecare dintre noi are un rol în comunitate, iar primăria, prefectura sau Consiliul Județean sunt administrațiile care influențează direct reușitele noastre, fie ele individuale sau colective. Consiliul Județean poate fi asemănat unui mic parlament care funcționează la nivelul județului, iar reprezentarea comunităților se face de către consilierii județeni și de președintele Consiliului. Mecanismul este unul simplu și are ca scop dezvoltarea și administrarea județului, dincolo de limitele pe care le are o primărie. Noi, Consiliul Județean Cluj, avem ca atribuție dezvoltarea economică și socială a județului. De asemenea, dezvoltăm și întreținem infrastructura spitalelor din subordine și le dotăm cu aparatură medicală de specialitate de ultimă generație. Sistemul rutier este un factor esențial în dezvoltarea județului. Este complex și are peste 1200 de kilometri de drumuri județene, din care am reabilitat mai mult de jumătate. Întreținem școlile de artă și pe cele destinate copiilor cu nevoi speciale și asigurăm funcționarea instituțiilor de cultură, acestea fiind filarmonică, Biblioteca Județeană, Muzeul Etnografic și Teatrul de Păpuși Puc. Dezvoltăm economia județului prin parcurile industriale Tetarom, care au peste 13.000 de angajați. Finanțăm sistemul serviciilor sociale și de protecție a copilului și asigurăm funcționarea și întreținerea aeroportului internațional Cluj Avram Iancu.
Tot noi, prin Compania de Apă Someș, dezvoltăm sistemul de apă și canalizare din județ, iar cu ajutorul fondurilor europene vom deveni cel mai dezvoltat județ din țară, cu un sistem care va ajunge la 99% din populație. Am construit Cluj Arena, cel mai modern stadion din țară și am reușit astfel să creăm un loc ideal pentru performanțele sportive, dar și unul în care trăim cele mai frumoase emoții. Dincolo de toate aceste lucruri, ceea ce ne diferențiază de primărie sau prefectură este faptul că noi deservim întregul județ, iar primăriile și consiliile acestora funcționează cu atribuții la nivel local, în timp ce prefectura este reprezentantul guvernului în teritoriu. Chiar dacă teritoriul deservit este unul mare, bugetul nostru nu este proporțional cu mărimea acestuia. Fondurile de care dispunem provin în mare parte de la bugetul de stat, din venituri proprii, taxe și fonduri europene, capitol la care suntem pe primul loc în România. Toate deciziile noastre sunt adoptate prin vot deschis de către consilierii județeni, urmând ca președintele Consiliului împreună cu angajații noștri să le implementeze. Tot procesul este transparent. Prin complexitatea lui, Consiliul Județean Cluj este de fapt o garanție a dezvoltării, performanței și inovării. Iar împreună suntem Județul Cluj. Fiecare dintre noi are un rol în comunitate. Trei, 31 de voturi pentru, un vot împotrivă, o abținere, proiectul a fost aprobat. Vă propun să mergem repede la următorul punct, proiectul numărul 15 A. 15 A. Spital de boli infecțioase. 15 A. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului reabilitare termică și eficientizare energetică a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca. Comisia numărul 2, aveți cuvântul. Comisia numărul 2, aviz favorabil. Dacă sunt intervenții la proiectul 15A, dacă nu, vă rog să pregătiți votul. Și aici buletine. Vă rugăm să votați. O să meargă, mai încercați. Da. Tu mergi mai departe? Da, ieși din bine. Bun, și suntem în proiectul? Da, e rezultatul. 32 de voturi. Ah, 32 de voturi pentru. Proiectul a fost aprobat. Mergem mai departe. Proiect de hotărâre 15B. Bine. 15B, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general propriu al județului pe anul 2023. Oprește muzica. Comisia numărul 2. Și la acest proiect, comisia numărul 2 acordă aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt discuții, intervenții, dacă nu, vă rog să pregătiți votul.
fecundă la ultimul punct. Vă rugăm să votați. Merge. O porniți pe cabine. Care a fost acum? Electro-heberei pe cablu. Ce vine acum? Votul s-a încheiat. Ivan, 30 de voturi pentru. Proiectul a fost aprobat. Mulțumesc. Mergem mai departe. Proiectul... Informare. Mă scuzați. De punctul 16, o informare privind nivelul de asigurare a securității și asiguranței civice a comunității pe cele 9 luni ale anului 2023. 17, o informare privind execuția bugetară a întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean pentru trimestrul 3 anului 2023. Și la punctul 18, diverse. Vă rog, dacă sunt, ultimul punct, dacă sunt intervenții la punctul diverse, vă rog, scurt și la obiect, vă rog, dacă sunt intervenții. Aș avea și eu o intervenție, dacă nu mai este altcineva. Okay. După cum probabil ați aflat, luna aceasta, Consiliul Local Turda a aprobat o hotărâre la inițiativa primarului, prin care au eliminat... stații de transport care fac parte din programul județean de transport. Cetățenii au fost foarte nemulțumiți, au făcut petiții, au făcut grupuri de Facebook, mai ales cei care fac naveta către Cluj, dar poate și către Câmpia Turzii, au fost foarte, foarte afectați. Noi am studiat legislația și e clar că hotărârea acele Turda încarcă mai multe acte normative, pot să vi le înșir, dar nu asta cred că e important. Cert e că modificarea asupra programului de transport intrajudețean numai noi, ca și Consiliul Județean, putem face. Astfel ei nu pot scoate stații, pentru că astfel se încalcă programul de transport intrajudețean și se încalcă efectiv contractele semnate cu transportatorii care trebuie să respecte anumite stații. Rugămintea mea ar fi să nu asistăm pasiv la lucrul ăsta și eventual să întreprindem acele măsuri care ne stau în putere, astfel încât cetățenii din Turda și Câmpia Turzii să beneficieze de transport decent, așa cum îl așteaptă, și să îi ajutăm pe subiectul ăsta. Mulțumesc! Da. Cunoaștem subiectul. Situația acolo e un pic mai complicată, în sensul că în momentul în care noi am aprobat traseele și le-am licitat, primăria din Turda ne-a comunicat o listă cu stații, sigur, care erau mult mai multe decât cele de acum. Între timp, cei de acolo și-au dat seama că transportatorul sau transportatorii practic fac și transport în interiorul localității, practic ajungând până la cele mai depărtate stații și practic traversând orașul și făcând transport pentru firma proprie și practic ajungând aia în faliment. Pentru că toți cei care veneau din afara orașului Turda, municipiului Turda, mergeau cu aceste firme, nu mai luau firma de transport în comun al primăriei. Și atunci primarul spune, și Consiliul Local spune, noi suntem de acord să faceți transport în afara localității, dar la intrarea în localitate, indiferent de unde vine acest transport, să lase oamenii jos firmele de transport intrajudețean, iar în interior să transporte firma exact la municipiu, să fie transportată numai de societatea care este a primăriei. În acest sens, primăria a revenit și a spus, avem doar 4 stații în care dorim să lase oamenii, respectiv în 4 intrări, iar în restul nu suntem de acord să transporte în interiorul localității, ca atare revocăm hotărârea inițială care a fost dată acum ceva vreme și vă dau noile stații care sunt un număr de câte o fi, 2 sau 3 sau 4. Ca atare, vă rog să vă conformați, întrucât pe raza localității noastre, nu mai suntem de acord să-i lăsăm și noi suntem suverani să decidem asta. Sigur, noi avem o hotărâre mai de demult în care sunt toate stațiile prinse, adică cele multe. Dar acum revenind primăria asupra deciziei, noi nu putem să o ignorăm. Deci, faptul că primăria refuză să accepte acum stațiile pe motiv că sunt prea multe și se substituie transportatorului orașului și îl falimentează, are și ei, au și ei o justificare. Și atunci noi trebuie să găsim formula în care, pe de o parte, să ținem cont de voința orașului, a municipiului, a Consiliului Local,
Pe de altă parte, și de interesul oamenilor și interesul firmei care operează în momentul de față și care susține că nu poți unilateral să modifici traseele, modificând practic stațiile. Aici suntem. Da, Probabil că va fi un litigiu pe care îl va tranșa instanța, că eu nu pot să vă spun cine are dreptate. Și îmi dau seama că Consiliul Județean aici nu a impactat deciziile sale negativ, ci asupra sa s-au răsfrânt decizii luate de cele turda. Dar cu siguranță nici noi nu putem să lăsăm lucrurile așa, fiecare să taie stații după cum îl taie capul. Până la urmă și noi am făcut niște licitații, operatorii respectivi și-au făcut niște calcule, cetățenii și-au făcut niște calcule și atunci ar trebui respectate, eventual, o altă discuție în 2027 când se vor licita din nou traseele sau o colaborare mai strânsă între primărie, Consiliul Județean, adică să știm și noi ce se modifică. Acum cetățenii ne sună pe noi și ne zic, bă, dar voi ce faceți acolo, dormiți? Că uite ăsta ne lasă fără transport. Putem intra, sigur, și în discuție cât se face transport intern și cât nu se face, dar cert e că cetățenii se plâng că trebuie să meargă câțiva kilometri în fiecare zi ca să ajungă în stațiile de unde, în mod... Acum ar trebui să meargă către... Colegii mei spun că transportatorul care operează acum are doar până iulie 2024 are contract. Ok, până în iulie. Pentru noile trasee licitate vom ține cont de practic de ultima voință a primăriei. Am înțeles, atunci da, într-adevăr. Pentru constructorul ca fiind obținut urmarea unei proceduri transparente de licitații doar până iulie 2024. Am înțeles. E clar că nu putem face decât ceea ce legea și regulamentele ne permit. Probabil până în iulie ar trebui respectat. Cu atât mai mult ar fi trebuit respectat transportul și apoi, probabil în urma unei consultări cu cetățenii sau cu turda, ar fi trebuit să introducem... De principiu, transportul intrajudețean nu are de ce să intre și nu are cum intra legal pe transportul municipal. Acum că primăria și-a schimbat punctul de vedere, e un aspect. Că cetățenii poate că ar fi mai comod să nu mai coboare la intrare în Turda, ci doar la ieșire din Turda, că ei locuiesc într-o zonă, să spunem, depărtată față de unde vin. Probabil că e mai comod și pentru oameni. Eu nu așa că e mai ieftin, dar mai comod 100% este. Dar pe de altă parte nu putem noi hotărâ în locul primăriei Turda. Sunt de acord, cel puțin nu acum. Sau da. Acum am putea, având în vedere că este licitat un transport, un program de transport care trebuie respectat. Deci acum am putea. Dacă se va licita din nou traseul și va fi un alt... Aici, indiferent ce hotărâre dăm noi, se va ajunge la instanță și acolo se va tranșa. Eu cred că trebuie să urmărim interesul oamenilor. Și asta era și intervenția, mea, să ne gândim în primul rând la oameni, da. Eventual poate dumneavoastră sau cei din Consiliul Județean care țin legătura cu primăria Câmpia Turzii, să le mai pună încă o dată în vedere că ar trebui să respecte... contract. E adevărat. Pe de altă parte, nu înțeleg de ce firma care operează nu înțelege că și în alte orașe, în Cluj-Napoca, sunt una, două stații unde lasă pasagerii. Da, aici nu e vorba de firmă, ci adică de cetățeni. Ei își doresc. Ce revoltați de primărie, câtă vreme... Asta este legislația. Transportul intrajudețean este transportul în afara municipiului. Nu e o invenție a primăriei Turda că nu dorește să propună. Aici putem discuta. Până la urmă, interesul cetățeanului cel care primează și dacă în Turda sunt foarte mulți navetiști care au nevoie de acest transport, noi ar trebui să ne pliem cel puțin în zona respectivă pe ceea ce doresc ei. Acum, sigur, dacă în Gherla e nevoie numai de o stație, că cetățenii numai una doresc, putem face una, dar în Turda, atâta timp cât cetățenii au nevoie de stațiile astea, noi cred că ar trebui să insistăm pe subiectul ăsta. Asta sună puțin așa, că cetățenii doresc. Nu. Noi trebuie să ținem cont și de voința Consiliului Local Turda, nu putem trece peste ei. Pentru că sunt singurii competenți să reglementeze transportul în interiorul orașului. Turda are transportul, are societatea ei de transport public. Dar ce s-ar întâmpla și în Cluj, și în Deș, și unde vreți voi, ca un transportator interjudețean să oprească în toate stațiile transportului public local? Ce s-ar întâmpla acum? Așa sună frumos că cetățenii asta doresc. Eu nu știu, n-am văzut caietul de sarcini. Dar eu am înțeles că acolo sunt două trasee, domn președinte. Cluj, Turda și Turda Câmpia Turzii de alt traseu. Acolo au stații pentru Turda Câmpia Turzii. Dar pentru Cluj, Turda, cred că caietul de sarcini și contractul este autogară. Nu, din contră, cred că pe modificările... Dacă Consiliul Local le-a aprobat trei stații, și în Turda Naorjin, Obreșan și în centru. Așa sună bine, asta vreau să vedeți. Modificările sunt pe Câmpia, Turzii, Turda. Exact. Care s-au făcut. Mă rog, sunt mai multe aspecte aici. În primul rând, cred că vorbim de Turda, Câmpia, Turzii. În care tu de sarcini, cinci stații. Să oprea la școlile, mă rog, unde doreau să meargă... Suntem la lip.
Da, interveniți fără probleme, nu. Să, deci să putea opri și să oprea într-o hotărâre între transportator, Consiliul Local, Primărie. Acum a venit Turda, m-am ocupat de problemă, am fost și la domnul David aici, la dumneavoastră, am vorbit cu cei din Consiliul Local, și Turda și Câmpia Turzii, cunosc problema foarte bine. Și cele 5 stații care erau înainte n-aveau nicio legătură cu școlile la care se duc elevii din Câmpia Turzii. Dar opreau. Recunosc că și eu am intervenit și la Alice, și la Fanii, domnule, nu se poate opri, la liceu agricol, la Mihai Viteazu, domnule, încercăm să oprim. Acum s-au sesizat cei din Turda și au zis, domnule, nu mai se poate. Pentru că avem transportul nostru. Câmpia Turzii nu are transport, deci nu deranjează, când Turda are transport propriu. Erau și 3 autobuze într-o stație, nu puteau opri... Președinte, dacă îmi permiteți și mie puțin. Aici e un fenomen invers. Comunele din jurul Clujului doresc transportatorul din Cluj, Napoca, să meargă și la ei. Iar acolo doresc să meargă transportatorul din oraș, să meargă numai în interiorul orașului. La fine, domnul Corbeș, vă rog. Domnul președinte, cred că cu toți ne ocupăm, dar problema a rămas tot nerezolvată până la urmă. Eu aș vrea să spun că și eu sunt unul dintre cei care, fiind din zonă, m-au sunat foarte multă lume, am și niște petiții. Și eu am vorbit cu domnul președinte la momentul respectiv și vreau să vă spun că situația s-a rezolvat parțial și pentru că virgulă Consiliul Județean s-a autosesizat, să spunem așa, că altfel n-am fi avut nici astăzi. Problema este, până la urmă, de drept civil și nu avea voie primăria Turda și probabil că în contencios se va dovedi acest lucru, să modifice acele stații pe care le-a dat în momentul încheierii contractului cu autoritatea județeană, cu transportatorul. Nu este adevărat că parțial probabil poate fi, dar sunt instituțiile statului care trebuie sesizate, în interiorul localității nu prea lua pe nimeni. Adică nu se urcă la intrare în Turda și coboară la ieșire din Turda. Nu cred că nimeni. Și biletele sunt diferite și nu se practica această chestiune. Problema este și mai departe, s-a luat decizia amendării cu 20.000 de lei a fiecărui șofer de cel puțin 20 de ori în câteva zile, fără să fie anunțați înainte. Adică asta e jaf la drumul mare, asta e haiducie. Îmi pare rău dacă vă supăr colegii și eu sunt turdean și asta este situația. Și atunci, cred că aici apare. Trebuia să notifice Consiliul Județean ca începând cu următoarea licitație de rută, se modifică aceste stații. Restul sunt povești, că acum oamenii veneau se urcau practic, coborau. Se urcau din centru, din Turda și nu mai mergea până acum, se urcă pe taximetru și merg până la ieșire din Turda, să urce pe altă mașină să vină până în Cluj. Dacă asta vrem, nicio problemă, că nu suntem încă în campanie electorală, dar chiar o să profităm de acest lucru. Acum de la da, mulțumesc. Scuze că e legat de ce povestim noi, ca să nu mai povestim, să nu mai vorbim foarte mult. Se pare că Turda a dat o hotărâre modificatoare în 23, acum zilele acestea, prin care aprobă, pe lângă cele 2-3 puncte inițial aprobate, aprobă mult mai multe puncte prin care rezolvă problema cetățenilor. De exemplu, se aprobă alocarea de puncte fără, stai așa, pentru Poiana Turda Nouă, cu mai multe locații, strada Câmpiei, ieșirea de pe stradul Univers, strada Ștefan cel Mare, autogara Sens, strada Castanilor, strada Basarabiei, strada Clujului, strada așa, pe fiecare zonă. Urmă Turda Nouă, alte 7 locații, alternativ, așa. Deci, practic, se pare că primăria Turda a revenit și a stabilit un număr suficient de locații. Știm de această hotărâre, dacă îmi permiteți, însă deci atunci, nu rezolvă problema. Pe cum să rezolvă, că mai multe ca înainte. Sunt alte stații și reveniu la cea de domnul Cordoș, deci iară nu o să se respecte programul stabilit, deci ei au pus acum alte stații cu totul altceva față de ce trebuie. Astăzi ar trebui votată hotărârea, nu știu dacă s-a votat, dar era proiect propus pe ordinea de zi, dar nu respectă programul de transport. Sunt alte stații puse după criterii care... Deci, în opinia mea, problema va fi dusă în instanță dacă nu vor... înțelege nici unii și alții să se ajungă la un numitor comun. Noi nu avem decât să luăm act de voință a primăriei în contextul în care primăria revine asupra hotărârilor și stabilește alte trasee. Probabil că o să ne comunice și nouă oficial și vom vedea din iulie încolo ce vom face.
În rest, nu putem să tranșăm noi litigiu între firmă și... Păi nu, e corect, dar până în iunie oricum nu putem interveni în contract. Problema e că nu trebuie să intervenim, trebuie să respectăm contractul. Asta trebuie să facem. Acum, nu. Dar ai văzut contractul, deci respectarea contractului nu rezolvă problema, domnul coleg. De contract, dar l-ați văzut? Stațiile au fost citații. Da. A fost de citație. Eu l-am văzut, domnul coleg. Bine, în regulă. O să... Compania Fanii care am văzut contract. O să vedem din iulie până în iulie, să vedem ce se întâmplă cu stațiile prinse acum în contract versus stațiile noi propuse. Păi ar trebui respectat contractul până în iulie și după aia, sigur, vedem. Oricum se va respecta, e obligatoriu să respecte, pentru că dacă nu-i hotărârea Consiliului Județean, cum să poate păi, modifica? Domnul coleg, a fost un abuz. Dreptate. 20 de amenzi la 20 da, de mii. Da, știu asta, deci a fost abuz. Abuz. Deci trebuia să duc în justiție și vor câștiga afară. Punem așa lumea pe drumul. Bun. Haideți că vom verifica din nou și vedem exact care e soluția. Da, dacă luăm hotărârea de Consiliul Local astăzi, înseamnă că s-a rezolvat. Da, numai că... Înainte de a avea hotărârea de Consiliu. Bine. O să verificăm și vedem că dacă putem, în ce formă putem să intervenim și noi. E clar că noi nu avem niciun interes să prejudicăm nici societatea, nici persoanele, nici... E pur și simplu opțiunea primăriei și trebuie să ținem cont și de voința Consiliului Local din Turda, dar nu putem să ignorăm asta. Până la urmă, ei administrează treburile interne în localitatea respectivă, noi venim și ajutăm, colaborăm. De acord, mă, trebuie să ținem cont și de niște contracte semnate. Da, ținem cont și de alea și instanța, dacă cineva dintre noi, ei sau operatorul greșește, practic o să tranșeze instanța. Și mai e și o, până la urmă, de o bună colaborare între instituții, adică așa, cele Turda numai ne notifică peste o lună că ei nu mai vor patru, că vor una. Așa și peste trei luni ne notifică că vor șapte, așa nu e. Mai vor două. Pot să fac asta, da. Păi nu pot, că este un contract, asta vreau să zic. Își asumă răspunderea, dar pot să fac asta, asta spun. A, sigur, am fiecare face ce vrea. Da. Bine, mai sunt alte intenții, domnul Cordiș, vă rog. Stimați colegi, uite, acum am primit de la primarul de iară un mesaj și eu știam, referitor la acel proiect de hotărâre cu drumul, Băișoara Iara este stradă de uzură, capace de la nivel, chiar de felicitat, este unul din cele mai lungi, nu, Consiliul Județean, este unul din cele mai lungi drumuri județene, luna de sus, Săvădisla, până la Buru, spre Rimetea, cu rigole, cu podețe la fiecare proprietate, cu lucrare amplă făcută. Chiar zilele trecute am văzut și o mașină care curăța acele rigole. E de lăudat. Și aș vrea să vă felicit, domnul președinte, Consiliul Județean, pentru această minunată lucrare de arhitectură, care tot Clujul, toată Transilvania este mândră de această realizare, Castelul Banfield. Mulțumesc! Da. Mulțumesc și eu pentru faptul că ați fost prezent și v-ați făcut timp. Sper să mai avem și alt sfert de obiective în viitor. Așa cum vă spuneam, încercăm cât mai repede să terminăm școala specială de pe Aviator Bădescu, de asemenea spitalul de neuropsiatrie de copii, de asemenea cele două trasee de pe Bistriței plus celelalte drumuri, acesta unul din ele plus drumul de Ciuri la Chintenie, scuzați-mă, Recea, Cristur, să vă diți la Iara Buru, Mărișelul a fost terminat zilele trecute, am făcut recepția lucrărilor, urmează să le inaugurăm și acela când vremea va permite, deci cred că putem până în martie-aprilie să bifăm vreo peste 250 de kilometri de asfalt pe drumuri modernizate, numai atunci, plus cele care sunt pe întreținere, care sigur continuăm și cu ele în județ și de asemenea alte obiective pe care sper eu să le putem închide anul viitor. Mulțumesc pentru prezență, vă invit în 7 din partea sindicatului pentru aceia dintre noastre care doriți să participați la micro-revelionul sindicatului Consiliul Județean în 7 decembrie ora 17, în 7 decembrie, la Grand Hotel Italia. Da. Sunteți bineveniți, va trebui să vă plătiți meniul, că nu sunteți membri de sindicat, dar ne-am putea întâlni și în alt context și cu sindicatul să ne distrăm
Sunt chefuri foarte frumoase, vă pot spune, așa că vă invităm cu drag. Dacă vreți, aveți nevoie de detalii, domnul Iuga este, Alin Iuga este președintele sindicatului și vă poate da informații. Deci 7 decembrie, ora 17, micro-revelion în avans pentru colegii consilieri care doresc să participe. Bun. Nu, nu se vine, aceste petreceri sunt pentru persoane fără soțitor. La modul real, nu e de râs. Nu, deci la modul serios, deci toate aceste sărbători pe care le fac colegii la sindicat sunt doar pentru membrii de sindicat și atât. Ca să se poată socializa și da, nu, asta e regula, deci în fine. Cam atât pentru astăzi, sper să ne mai revedem măcar o dată, dacă nu chiar de două ori, dacă fi nevoie ceva ședință extraordinară, dacă nu, o să încercăm în ședința din decembrie, să o ducem undeva înaintea Crăciunului, să nu avem ședințe între Crăciun și Revelion. Mulțumesc tare mult! Ca de fiecare dată vă doresc să fiți sănătoși și să ne revedem cu bine. Doamne ajută!